Managerul Spitalului Județean de Urgență, dr. Pompei Samarian din Călăraș, Bogdan Mihai, a vorbit despre cazul bărbatului internat pe secția medicală, care în dimineața zilei de 7 martie s-a înjunghiat cu un cuțit în zona toracică. În urma incidentului, bărbatul în vârstă de 71 de ani a încetat din viață, corpul acestuia fiind transferat la medicină legală pentru necropsie. Bătrânul fusese internat în urma confirmării infectării cu noul coronavirus. În momentul de față este întocmit un dosar penal trimis la parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraș. Începând de săptămâna trecută, a început organizarea de șantier, în vederea construirii noului corp de spital, care va, după toate estimările, va începe undeva în jurul lunii aprilie. E probabil a doua jumătate a lunii aprilie. E o investiție, după cum știți, de 98 de milioane de lei, un corp nou de spital, care va aduce un standard în plus față de ceea ce avem la momentul ăsta, pe zona de sănătate. Acum ar trebui probabil să abordăm și un lucru mediatizat cumva despre un incident neplăcut și nedorit de nimeni, care a avut loc săptămâna trecută. Lucru care de multe ori se duce într-o zonă care pune sub semnul întrebării toată activitatea derulată în spital. Asemenea, incidente nu pot să spun că sunt rare sau sunt dese, dar pot să apară. Ceea ce înseamnă că măsurile care se iau la nivel de spital nu întotdeauna pot preîntâmpina apariția unor evenimente de asemenea natură. De asemenea, vă mai spun că este o anchetă în derulare și indiferent cine va fi găsit responsabil, dacă va fi găsit, atunci ne vom îndrepta și vom căuta o soluție să prevenim cel puțin pentru viitor dacă va fi cazul și dacă vina va fi găsită într-o zonă a unității medicale. Las deoparte toate aprecierile făcute în zona publică și aș dori ca toată lumea să vadă, înainte să judece, să vadă exact ce se întâmplă. Și dacă cineva va trebui să fie judecat și catalogat după ce a făcut, atunci să fie, dar doar în cunoștință de cauză. Există camere de filmat pe secție? Pe secțiile spitalului? Nu există camere pe secție, este pe culoare. Da. Mă gândesc că acolo se poate vedea dacă pacientul a fost legat, se poate vedea dacă este la toaletă, dacă nu aici prefera să nu discutăm date despre evenimentul respectiv de anumit, pentru că e o anchetă în derulare și orice element pe care l-aș putea spune poate să influențeze într-o formă sau alta. Există protocoale de îngrijire a pacienților stabilite pe fiecare secție? Nu pe fiecare secție, există pe fiecare secție în parte, dar înțeleg întrebarea dumneavoastră legată de imobilizare. Sigur, aceea se poate face doar pe secțiile de ATI și de psihiatrie, cu respectarea unor norme de timp, adică sunt lucrurile foarte strict reglementate. Desigur, recomandarea care a transmis-o mai de mult și nu numai în urma evenimentului este să evităm și să analizăm punctual fiecare situație, să o știm și eventual să ne consultăm și cu alte zone din sfera de sănătate, să vedem să nu ajungem într-o zonă de aceasta care poate fi întotdeauna interpretată. De când ce a apărut în presă? Din ce am discutat intern, până atunci nu a apărut, dar asta ține tot un element al anchetei probabil interne și vor fi audieri, vor fi și lucrurile vor fi clarificate. Adică, pentru că tot ați deschis zona asta, înțeleg emoția celor care sunt într-un asemenea eveniment nefericit și dorința de a căuta vinovați, dar e posibil ca vinovații să nu fie acolo unde îi caută. Și în contextul în care sistemul de sănătate este un sistem asaltat nu numai din zona asta, din orice zonă, și logistică, și financiară, și cum să vă spun, pe zona de mentenanță, nu există autorizări, nu există firme care să facă anumite autorizări care ar fi necesare acum, cred că toți ar trebui să avem o zonă de filtrare înainte să ne ducem pe un atac frontal pe niște instituții care, cel puțin la nivelul județului Călăraș, cred că n-aș vrea să fac comparații cu ce a fost înainte, dar cred că acum lucrurile sunt într-o transparență cum poate, nu știu, cel puțin eu nu le-am sesizat să fi fost anterior. Pe orice, adică oricine are un. Și mai e un mic element pe care vreau să-l spun înainte de a încheia. Numărul meu e pe Facebook.
Orice, deci nu există om care să vrea să intre în contact cu mine, să spună, să rezolve o soluție, o problemă, să nu poată să ajungă și chiar dacă sistemul nu funcționează așa cum mi-aș dori, să nu mă apuc să-l rezolv. Nu există. N-aș vrea să fac o apreciere, v-am spus, respect foarte mult situația prin care trece familia respectivă, dar dacă eu aș fi într-o situație similară, conform ceea ce am citit în presă, m-aș urca mașină și m-aș să discut personal, se rezolv. Am încercat o dată, de două, de trei ori. Numerele acelea la care se spune că au fost sunat, tot eu le-am făcut publice, tocmai din dorința de transparență, de a comunica. E greu să schimbi niște oameni care n-au comunicat poate la un nivel bun. Și văd că acum o altă țintă este domnul doctor. Domnul doctor și-a făcut treaba. Nimeni nu spune exact câte cazuri are domnul doctor, cu câți pacienți a vorbit, cu câți a explicat. Trebuie să le rog, poate unul a răspuns. Da, este, este, nu este, adică foarte simplu. Familia probabil că ar fi vrut să stea de vorbă jumătate de oră. Nu poate să stea jumătate de oră de vorbă. De ce? Că nu are timpul ăsta. Am creat niște mecanisme suplimentare, care desigur nu funcționează la nivelul la care tocmai că am văzut nevoie. Dar, încă o dată, aș juca în analiza situației pe sănătate, nu pe alte domenii, să există întotdeauna decență și valoare obiectivă. Restul putem căuta lucruri care nu funcționează și acolo unde funcționează.